Prefectul de Gorj a convocat la prima oră conducerea inspectoratului școlar și șefii a două școli din municipiu după ce aproape 100 de elevi au intrat în carantină în urma depistării cu COVID a trei dintre ei. Copiii s-au întors recent din două tabere, una la mare și una la munte. La revenirea acasă, trei dintre ei au făcut testele pentru coronavirus și au fost confirmați pozitiv. Vorbim de aproximativ 97 de elevi. 47 au fost într-o tabără la mare, au plecat cu trenul, respectiv cu CFR Călători, 50 într-o tabără la munte, plecând cu un autocar. În momentul de față avem un elev internat la Spitalul Târgu Cărbunești, confirmat pozitiv. Starea lui de sănătate, din informațiile pe care le am, este bună. Mai sunt două cazuri, doi elevi confirmați deja pozitiv, se analizează la Spitalul Județean Târgu Jiu starea lor de sănătate și vom vedea cum vor decurge lucrurile și în privința celor doi elevi. Prefectul Cosmin Pistol încearcă acum să afle dacă organizatorii taberelor au avut toate avizele legale pentru a-i duce pe copii în tabere. Cel puțin 95% dintre ei, pentru că comunicarea, de câte am văzut și în presă, este foarte greoaie. De aceea, la ora 9:30, a fost invitat atât reprezentanții conducerii inspectoratului județean școlar, cât și conducerile celor două școli pentru a oferi mai multe detalii referitoare la organizarea acestor tabere. Și familiile elevilor care au fost în tabere au fost băgate în carantină la domiciliu pentru o săptămână.